Ședința Consiliului Local al Comunei Josenii Bârgăului din 26 martie 2009, care a avut ca principală miză modul de împărțire a bugetului pentru anul 2009, a suscitat din nou spiritele localnicilor. Motivul l-a constituit suma estimată a fi colectată pe 2009, care este una uriașă, și anume peste 180 de miliarde de lei vechi. Avem pe ordinea de zi un număr de 8 proiecte. Le citim pe toate. Proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre numărul 1156 din 5 a 3 a 2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Josenii Bârgăului pe anul 2009. 2. Proiectul de hotărâre numărul 651 din 10 a 2 a 2009 privind organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat în anul 2009. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre numărul 1182 din 10 a 3 a 2009 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primăriei Comunei Josenii Bârgăului și a serviciilor Consiliului Local Josenii Bârgăului pentru anul 2009, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre numărul 975 din 24 a 2 2009 privind desemnarea primarului Comunei Josenii Bârgăului în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă al personalului contractual din Primăria Comunei Josenii Bârgăului, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre numărul 872 din 19 a 2009 privind desemnarea primarului Comunei Josenii Bârgăului în vederea negocierii și încheierii acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului Comunei Josenii Bârgăului, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre numărul 726 din 13 a 2009 privind acordarea de facilități persoanele care au domiciliu pe raza Comunei Josenii Bârgăului, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre numărul 1225 din 12 a 3 a 2009 privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Josenii Bârgăului în perioada 1 aprilie 2009, 30 iunie 2009, inițiator primarul Comunei. Proiectul de hotărâre numărul 1038 din 26 a 2 2009 privind înființarea regiei autonome de interes local Ocolul Silvului Comunei Josenii Bârgăului, inițiator primarul Comunei. Pe punctul 9 avem cereri cetățeni și la 10 diverse. Dacă mai sunt de adăugat puncte la ordinea de zi. Nu? Nu să punem la vot. Cine este pentru această zi? Împotriva? Da. Cel mai revoltat dintre consilierii locali a fost și de această dată consilierul Partidului Noua Generație, Alin Trișcă. Acesta a fost foarte atent cu modul în care Comisia de Buget Finanțe a propus a fi cheltuite sumele generoase aflate la dispoziția Comunei Josenii Bârgăului. Din declarațiile primarului Tudorel Ciodmond am aflat că bugetul de la Josenii Bârgăului este anul acesta cel mai mare buget al unei comune din județul Bistrița-Năsăud. Scânteia care a aprins focul a constituit o propunere a PNG-istului Alin Trișcă de a cumpăra o combină pentru recoltatul cerealelor, care să fie folosită de toate satele comunei. Propunerea a fost acceptată și cuprinsă la cheltuieli cu suma de 18.000 de euro. Am propus pentru o combină pentru cetățenii din pentru combină comună și să mai adaug la această sumă și nu că ajung. Luăm o combină bună. Deci numai discuțiilor cu cetățenii, cetățenii au solicitat. Vrem să mai diminuăm de la zilele josenilor. Nu-i nevoie în toate comunele, adică în toate satele să facem un pic de petrecere, mai bine diminuăm, în ziua aia nu ne petrecem așa mult, că din 500 de, adică din 800 de milioane, vorbesc la bani vechi, să diminuăm cel puțin 400, să facem decât aloiul nuntului de pe Bârgău, care suntem noi gazde, să avem invitații ăștia, și eu zic 400, dacă nu poate și chiar 3 de milioane, ne ajung pentru petrecerea aia. Și restul îi punem să cumpărăm o combină care va rămâne și o să fie utilă societății. Pe când, dacă i-am petrecut, mâine nu ne avem. Domnul Nicu, cu scuzele de rigoare, vă rog frumos. Domnul Șovea, dați-mi voie. Datuită probabil neglijenței sau nu, s-a scăpărit. Ca să cumpere o combină, în cazul primăriei, neavând teren agricol, ce faci cu ea? Deservești cetățenii. Cum e teren agricol? Nu mă obligă cu teren agricol în proprietatea primăriei. Tu trebuie să deservești cetățenii cu acea combină.
În urma acestui fapt, trebuie să creezi un serviciu despre stări servicii. Ca să creezi un serviciu despre stări servicii, trebuie să faci niște angajări. Cum știm, posturile sunt blocate de angajări. Cumpărăm combina, dar nu știu dacă o putem folosi. Dacă cumpărăm... Nu ți-e rușine ție! Eu am luat hoghile de... Nu am structurat asta, doamnă, până ne-o finiți-o combina tine! Și acum... Tu ești capul meu. Cine folosește? Cine merge? Satul și noi. Cine e poate mere? Satul întreg. Ce rușine, mă! Mă pas banii și pidează de parte. Tu conduci statul ăsta, mă! Nu se rupă-ne! Nu mai mă ruga! Ilie nu poate ruga și pe burtul la ocază. Nu-l pune pe Ilie, mă! Nu face tu regula în jos. Cine-ți pune pe jos? Ce v-a spus domnul secretar în răspuns și m-am întrebat să-mi caut, nu ai clar în răspunsul când a fost la ședință. Trebuie serviciu public care presupune angajări. Dacă eu primeam răspunsul ăla, eu nu le spuneam la oameni. Dacă eu răspunsul ăla, da, o lună pe două. Fără... Haideți să nu mai dăm vina pe nimeni. Nu dăm vina, da. Stimați consilieri și stimați cetățeni, astăzi suntem filmați. În condițiile în care doriți să dați un exemplu județului Bistrița Năsăud și eventual țării întregi, domnul Berar vă stă la dispoziție. Dar v-aș ruga să lăsați Consiliul Local să lucreze. Lucrează obișnuit. Unul spune o propunere, unul altul. Încă n-am trecut la adoptarea proiectului de buget. Acuzațiile cele mai grave au fost aruncate președintelui de ședință, consilierului PDL Teofil Cot, care a încasat alături de ceilalți consilieri revolta cetățenilor prezenți. Când se va ajunge pe capitole, sub capitole și veți vedea că este votat, atunci probabil că o să vă manipulați. Măi, n-avem nevoie numai de votul vostru! 14! E satul întreg la care ne trebuie! Multe ai încurcat în satul ăsta! Eu am încurcat cele mai multe! Ai încurcat multe! Cred că nu mai încurcat multe! Uite, tot cum ați dat! Dar la o lună trebuie... Nu mai cine conduce satul! Ca să ducă pe alții! Nu ne trebuie o combină, nu ne trebuie drumuri făcute, nu la mijlocen, uite-te pe... Nu trebuie. Așa, un pic, hai să ne înțelegem. Vorbiți pe rând, așteptați să vă dai, dar nu o să ne sfătim aici acasă.